Primul proiect european care va studia sistemul fluviu-deltă-mare și va putea da soluții practice de combatere a inundațiilor, a poluării sau a schimbărilor climatice, va fi coordonat de România. Este vorba despre Danubius Arai, cel mai important proiect de cercetare din România după laserul de la Măgurele. Până acum s-au făcut cercetări pe fluvii, pe delte, pe mări, dar niciodată nu a existat această gândire de a fi studiate unitar. Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare dorește să fie acea platformă care să susțină cercetarea interdisciplinară de vârf în domeniul apelor dulci, apelor sărate, mediului marin, mării sub influența fluviilor, cu un focus pe mediile de tranziție, pe delte, estuare, lagune. Proiectul DANS este contribuția României la infrastructura de cercetare numită Danubius Arai, care are ca termen de dezvoltare anul 2026 și care va costa circa 230 de milioane de euro în cele 11 state participante.